Па! Ți-a luat rujul pe mână. Ca. Ruj pe dinți. Rujul lupește. Oribil. Bună! Astăzi am revenit cu un clip de Empties. Vreau să vă arăt astăzi ce produse am mai consumat eu. Și sunt tare bucuroasă să filmez astăzi pentru că am și câteva produse de machiaj pe care le-am consumat și mă bucur foarte mult pentru că în cazul meu acelea sunt cel mai greu de consumat. Haideți să trecem la treabă și voi începe chiar cu produsele de machiaj despre care vă ziceam. Voi începe cu această pudră de la Laura Mercier, este pudra variantă mini, este pudra translucidă. Am folosit-o pe toată, mi-a plăcut la nebunie și eu acum am în varianta mare. Mi se pare perfectă pentru zona de sub ochi. Iluminează, nu face zona să arate prea încărcată, fixează bine anticearcănul sub ochi, nu știu, mi se pare perfectă pentru asta. Îmi place mai mult față de pudrele acelea care au silica, mi se pare că asta unele care reflectă lumina. Și că tot vorbeam de pudre, mai am aici încă 3. Două dintre ele sunt aproape terminate, încă nu sunt gata, dar am zis să vi le arăt acum ca să nu le mai păstrez pentru următorul clip de Empties. Prima pudră este aceasta de la MAC, Studio Sculpt Defining Powder Nuanța Medium și tocmai ce mi-a costat o bucățică din ea. Mai e puțin produs aici, dar nu pot să mai iau ce a mai rămas aici cu pensula și a început să se usuce și să cadă bucățele pentru că este o textură foarte ciudată, este ca o cremă într-un fel și când se usucă începe să cadă bucățele. Mi-a plăcut mult această pudră și am recumpărat-o. Altă pudră tot de la MAC este aceasta, este Mineralized Skin Finish în nuanța Light Plus. Mai am foarte puțin, vedeți aici pe margini, cred că o mai folosesc de 5 ori maxim și este gata pudra asta. Are puțină acoperire, dar nu lasă tenul încărcat deloc, arată foarte natural, este foarte lejeră pe ten, îmi place la nebunie, dar momentan nu am recumpărat-o pentru că am alta de la NYX care este asemănătoare cu aceasta, aceea No Filter. Este mult mai bună așa față de cea de la NYX, dar am zis că vreau să termin pe aceea de la NYX înainte să cumpăr altă pudră. Iar cealaltă pudră care aproape și-a dat duhul este aceasta de la Rimmel London Stay Matte. A mea este nuanța 011 Creamy Natural. O folosesc foarte mult pentru a-mi fixa anticearcănul sau primerul pentru pleoape. Face o treabă excelentă. O mai folosesc și pentru a matifia tenul. Este o pudră pe care nu am de gând să o recumpăr prea curând pentru că vreau să mai folosesc și să mai termin din ce am în colecția mea, dar cu siguranță mă văd recumpărând această pudră în viitor. Am terminat și două tuburi de rimel de la Maybelline. Acesta este Lash Sensational și este rimelul meu preferat. Cred că v-ați săturat să mă auziți vorbind despre acest rimel și cred că l-ați văzut în Empties și data trecută și o să-l vedeți și în următorul Empties pentru că aproape numai pe acesta îl folosesc. Am fost foarte tristă când mi s-a terminat acest produs. Este creionul de la NYX Micro Brow Pencil. Este creion pentru sprâncene. Este atât de bun acest creion pentru că are un vârf extrem de subțire și poți să faci firicele cu el. Este perfect, perfect. Nu-i găsesc un defect și îmi place și care periuța asta la el. Momentan am alt creion de sprâncene pe care îl folosesc, dar acesta este unul dintre preferatele mele. Haideți să trecem la produsele pentru îngrijirea tenului, pentru că s-au adunat și aici câteva. Voi începe cu această cremă de la MAC, Strobe Cream. Este în varianta Travel Size. Mi-a plăcut foarte mult, am folosit-o pe post de primer mai mult pentru că am hidratat tenul și oferea și așa puțină luminozitate, are niște particule sidefate prin ea. Am mai terminat și această cremă de la Dermalogica, se cheamă Oil Control Lotion, este cu acid salicilic și spune că este pentru tenul gras ca să nu ți se mai îngrașe la fel de repede, să te ajute cu coșuri, imperfecțiuni. A fost scumpă crema asta, nici nu mai știu cât a fost, 40 sau 50 de dolari a fost, m-a durut puțin inima când am dat banii pe ea, dar mă gândeam, zic, dacă o să mă ajute cu tenul, să nu mai fie atât de gras, merită. A fost bună, dar am uscat tenul prea tare, nu puteam să o folosesc doar pe aceasta în timpul zilei, pentru că mi-a lăsat tenul prea uscat, nu s-a așezat fundul de ten bine peste, nu mi s-a părut că mi-a îmbunătățit tenul cu ceva, tot mi-a păreau coșuri și simțeam că mă strânge fața, nu-mi plăcea cum mi se simțea tenul când foloseam crema asta și de asta n-am recumpărat-o, plus că v-am zis, a costat un pom de bani. Altă cremă de față pe care am terminat-o este aceasta de la La Roche-Posay, este Faclar Duo Plus. Am cumpărat-o din România când a fost atunci ultima dată. Mi-a plăcut foarte mult. Chiar funcționează pentru tenul meu și simt că
funcționează, pur și simplu funcționează. Dacă mi-apar coșuri sau dacă am bubițe mici așa pe față și folosesc crema asta, simt că în câteva zile începe să mi se calmeze pielea și încep să se usuce coșurile și să dispară. Am început deja al doilea tub pe care l-aveam acolo de rezervă, pentru că tenul meu era luat o razna cu coșurile și cu toate cele. Și am început să o folosesc din nou și la fel, coșurile am câteva, probabil se văd și prin machiaj. Au început să se calmeze, să se usuce și începe să arate mai bine tenul meu și sper să rămână așa în continuare. Îmi place foarte mult crema asta, pentru mine chiar funcționează și cu prima ocazie, când ajung în România, sigur mai cumpăr măcar un tub, măcar unul. Sau două, trei, nu știu, de bine câți bani o să am. Am terminat și două loțiuni tonice. Una este de la Biore, care are acid salicilic și spune că ajută la coșuri și puncte negre și bla bla bla. A fost dureroasă această loțiune, m-ardea tenul, are alcool în ea și eu când am cumpărat-o nu m-am uitat să văd că are alcool, are alcool, are mentol și combinația asta când îmi ardea fața, îmi lăcrima ochii când mă dădeam cu ea, am folosit cam jumătate din ea și restul l-am aruncat în chiuvetă. Nu mi-a plăcut și nici n-aș recomanda-o. Mi s-a părut mult prea dură pentru ten. Iar cealaltă loțiune tonică este de la Estée Lauder. Este Perfectly Clean. Sticla asta este uriașă. Are 400 de mililitri și m-a ținut. Încă mai am puțin din ea. O țin într-o sticluță din aceea cu spray. Îmi place mult. Nu pot să spun că am observat o diferență mare. Simt doar că adaugă un plus de hidratare. Îmi simt tenul mai hidratat înainte să-mi aplic crema pe față. Dacă doar mi-aplic această loțiune tonică, simt cum îmi hidratează puțin tenul, nu mă strânge la fel de tare ca atunci când nu mă dau cu nimic. Am mai și două geluri pentru curățat tenul. Acesta este de la Nivea, se cheamă Aqua Effect Refreshing Cleansing Gel pentru ten normal. Ce nu mi-a plăcut la el, nu mi-a plăcut că este extrem de parfumat și asta simțeam că mi-a iritat tenul. M-am dezobișnuit să folosesc produse atât de parfumate pentru ten și a fost puțin un șoc pentru mine când m-am spălat cu el prima dată. Zic, era mult prea parfumat și simțeam că îmi lăcrimează ochii de la el, chiar și după ce mă clăteam și mă terminam de spălat tenul și încă puteam să-l miros pe față. După aceea simțeam că miroase fața gelul ăsta, chiar și după ce mă clăteam și tot tacâmul. N-a fost rău, dar nici nu mi-a plăcut atât de mult încât să vreau să-l recumpăr. V-am zis, cred că lucrul care m-a deranjat cel mai tare a fost parfumul din el, că a fost mult prea parfumat și asta mi-a iritat tenul. Iar celălalt gel de curățare este de la Neutrogena, se cheamă Purifying Daily Cleanser. Are alfa și beta hydroxy acids în el și ajută la exfolierea tenului și cu punctele negre, ci că nu am observat să-mi micșoreze porii așa cum spune pe ambalaj că face. Îmi simțeam tenul puțin cam uscat după, simțeam că mă strânge puțin tenul și îmi place mai mult varianta cremă. Au și o variantă cremă în acestui gel de curățare care are biluțe mici prin el. Varianta aia îmi place mai mult decât asta. Aia mi se pare că nu mi-a uscat tenul la fel de mult. Haideți să trecem acum la produsele pentru demachiarea tenului și aici cred că la fel nu este nicio surpriză. Am terminat două sticle de această apă micelară de la Garnier. Este bifazică. Este o apă micelară bifazică pentru machiajul waterproof, care funcționează perfect pentru mine. Îndepărtează machiajul foarte bine. Eu mă înțeleg de minune cu această apă micelară și îmi place că nu are parfum în ea. În comparație cu cea versiune aia din România, care are ulei în ea, care este parfumată, aceasta nu are niciun fel de parfum, nu are ulei, nu are alcool. Mă înțeleg bine cu ea și pe asta o folosesc și în momentul de față. Produsul acesta a fost o dezamăgire totală. Este un demachiant de la Sephora 2-in-1 pentru machiajul waterproof al ochilor, cică. Este sub formă de gel și nu cred că am folosit un demachiant mai prost decât ăsta, mai prost în sensul că nu făcea nimic. Simțeam că mă dau cu apă la ochi și nu îndepărta nimic. Serios, n-am mai folosit un demachiant la fel ca asta. Mi se pare că l-au scos de pe piață. Nu cred că mai este în magazine acum. Și mă bucur, pentru că nu făcea nimic. Tot puneam, cred că puneam vreo 5 pompițe de fiecare dată când mă demacheam ca să frec la ochi. Mă clăteam, după mai puneam vreo 5 pompițe ca să mai dau o dată, ca să se mai ducă puțin din machiaj. Ori când mă dădeam cu apă pe față, ori cu produsul ăsta, aceeași brânză. La categoria păr am doar două produse pe care vreau să vi le arăt. Două tuburi de șampon uscat de la Batiste. Am terminat mai multe, dar am doar două să vă arăt.
Acesta este singurul șampon uscat pe care îl folosesc. Îmi place cel mai mult dintre toate cele pe care le-am încercat până acum. Poate să îmbâxească părul dacă aplici prea mult, dar eu m-am învățat, știu cât trebuie să aplic, îl masez bine, după aia îmi periez părul ca să nu-mi lase urme albe, nu-mi rămân urme albe prin păr după ce mă dau cu el. Și e bun pentru zilele alea în care mă trezesc și zic ok, astăzi n-am timp să mă spăl pe cap, mă dau repede cu șampon uscat ca să absorbă cât de cât uleiul prin părul și după aia sunt ok pentru ziua respectivă și pot să mă spăl pe cap a doua zi. Vreau să fac o mică paranteză, îmi cer scuze dacă pe parcursul clipului am tot avut ruj pe dinți. Rujul acesta este îngrozitor, se tot ia pe dinți, se fărămițează și îmi intră fărămițelele alea în gură și mi se lipesc de dinți, zic nu recomand rujul acesta. Culoarea este drăguță, dar nu-mi place că... Nu. Iar ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt din categoria îngrijire corporală. Am aceste două geluri de duș pe care vreau să vi le arăt. Am terminat mult mai multe, dar majoritatea erau de la Bath & Body Works. Am zis să nu vi le arăt pe acela și să vi le arăt pe acestea care se găsesc în România. Cel puțin unul știu sigur că se găsește pentru că de acolo l-am primit. Este gelul de duș de la Balea cu miros de pepene. Mă ofti că nu se găsește și aici în Statele Unite pentru că este, cred că este unul dintre mirosurile mele preferate. L-am folosit așa cu grijă, l-am folosit câte puțin, nu voiam să-l termin pentru că l-am primit cadou de la una dintre fetele care mă urmăresc atunci când am fost în România și a fost extra special pentru mine. Mi-a plăcut și ca textură, nu este cel mai hidratant, dar nici nu pot să zic că mi-a uscat pielea, făcea spumă destulă. V-am zis, dacă s-ar găsi aici, mă ajunge să-l cumpăr fără să stau pe gânduri. Iar celălalt gel de duș pe care vreau să vi-l arăt a fost tot un cadou. Acesta este de la Avon, din gama Skin So Soft și este din colecția Summer Soft. Mi-a plăcut foarte mult parfumul și am fost extrem de surprinsă să văd cât de parfumat este. Puteam să-l miros pe piele și la o oră, două, după ce-mi făcusem duș, fără să mă dau cu cremă, fără să mă dau cu nimic. În baie nici nu mai zic, mirosea și în baie, în toată baia, numai parfumul ăsta de fiecare dată când îmi făceam duș. Și cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la el, parfumul, și că persista parfumul pe piele. Iar ultimele două produse pe care vreau să vi le arăt sunt acestea. Sunt două unturi de corp de la The Body Shop. Acesta este cel cu miros de piersici și miroase atât de bine, miroase ca niște piersici adevărate, n-are mirosul ăla sintetic și miroase ca piersici adevărate. Mi-a plăcut foarte mult acest miros, dar în unele zile mi se părea că mirosea ciudat, nu știu, în unele zile pH-ul meu nu se înțelegea bine cu acest parfum, că stăteam cu toată și mi-am zic, astăzi nu miros așa de bine și venea să mă duc să mă spăl și în unele zile parcă nu mă înțelegeam așa de bine cu el, dar în mare mi-a plăcut. Dar nu atât de mult încât să vreau să-l cumpăr. Sunt alte mirosuri de la The Body Shop care îmi plac mai mult decât acesta de piersici. Dar celălalt un de corp este acesta în varianta travel size și este cu miros de mandarine. Prima dată când l-am mirosit, am zis, oh, miroase super. M-am dat cu el și imediat m-au luat durerea de cap și m-au început să mă ia migrenele. Nu știu de ce, nu mă așteptam să mă iau migrenele de la miros de mandarine, dar n-am putut să-l termin. Mai am în el, cred că jumătate. Am încercat să mă mai dau cu el pe picioare, pe mâini, dar tot simțeam mirosul și mă luau durerile de cap și n-am putut să-l termin, așa că nu m-am înțeles cu mirosul ăsta de mandarine. Rujul meu arată îngrozitor acum, am început să rămân fără voce, simt că începe să mă ustrâng. Este un semn că am vorbit prea mult și că e timpul să mă opresc. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Vreau să-mi spuneți în comentarii care este cel mai recent produs pe care voi l-ați consumat. Fie că este vorba de un produs de machiaj, o cremă, un gel de duș. Spuneți-mi în comentarii pentru că abia aștept să citesc răspunsurile voastre. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-mi dați un like înainte să plecați. Să vă abonați dacă vreți să mai vedeți clipuri cu mine și în viitor. Iar noi ne vedem în curând. V-am pupat! Mua! Pa!